doamnelor și domnilor, sunt Elena Guțu, urmăriți emisiunea Obiectiv Comun. Restricțiile impuse de pandemia de COVID-19 au generat în lanț măsuri, printre care și cele care se referă la menținerea și sporirea securității sectorului agroalimentar. Pierderea locurilor de muncă, întreruperea activităților agricole, dar și seceta din acest an sunt doar câțiva factori care pun în pericol asigurarea accesului populației la hrană. Uniunea Europeană, organizațiile ONU și guvernele țărilor au luat măsuri urgente pentru a evita o eventuală criză alimentară. Despre eforturile naționale și internaționale de asigurare a sectorului agroalimentar, dar și susținerea pe care o oferă Organizația pentru Alimentație și Agricultura a Națiunilor Unite pentru Republica Moldova și nu numai, discutăm în cadrul ediției de astăzi. It's a health crisis and food security is endangered from two perspectives. The first one is, of course, due to the lockdown, that supply chains are interrupted. And secondly, that due to the following economic crisis, which we are now more and more getting into, there is, due to losing the jobs and losing of income, there is probably a danger for vulnerable population to have limited access to food. So, related to the first one, in particular, FAO was always advocating to keep the value chains open and functioning. We have seen at the beginning of also the lockdown that sometimes at border controls the food or the food supply trucks were not able to get through, and this could have caused also problems. I think in the meantime this was overcome, and the FAO was in fact trying to put up policy recommendations also globally to ensure that these value chains continue to function. Unfortunately, we expect malnutrition to rise during this crisis. Families are losing income and making it hard to afford food. And with schools closed all over the world, millions of children are missing out on school meals. At UNICEF, we're doing all we can. We're delivering life-saving medicines, nutrition supplies, and vaccines to help children be healthy and well-nourished. And we want to build stronger food, nutrition, water, and sanitation systems that can help communities recover from COVID-19 while also avoiding future crises. Seceta severă, care o avem pe parcursul la mai mult de jumătate de an, și de fapt, luând în calcul că rezervele de apă, ele nu vor fi acoperite în timp scurt. Aici chiar venim cu niște estimări destul de pesimiste privitoare la evoluția din sectorul vegetal. Aici văd o situație dezolantă. În caz că seceta se va mai menține, eu cred că vor exista riscuri și pentru producătorii de legume și pentru producătorii de cereale de grupa a doua. Aici eu chiar aș pune la îndoială, deci anume optimismul privitor la asigurarea securității alimentare a țării, luând în calcul că o situație de așa gen este înregistrată practic în toate statele din regiune. Rusia a interzis exportul de cerealiere, același lucru l-a făcut și Ucraina, Kazahstanul, țări care sunt considerate state de talie mondială la export, la producere și la export de cereale. O problemă similară este observată și în România. Începem emisiunea cu un interviu acordat în exclusivitate pentru Obiectiv Comun de către reprezentantul FAO pentru Republica Moldova, Raimund Jelle. Oficialul a reiterat suportul acordat țării noastre în domeniul agroalimentar și de mediu, dar a vorbit și despre măsurile necesare pentru a evita o criză a accesului la produse alimentare. Să urmărim. What I first would like to say is that the crisis, of course, is a health crisis, and food security is endangered from two perspectives. The first one is,
of course, due to the lockdown, that supply chains are interrupted. And secondly, that due to the following economic crisis, which we are now more and more getting into, there is, due to losing the jobs and losing of income, there is probably a danger for vulnerable population to have limited access to food. So related to the first one, in particular, FAO was always advocating to keep the value chains open and functioning. We have seen at the beginning of also the lockdown that sometimes at border controls, the food or the food supply trucks were not able to get through, and this could have caused also problems. I think in the meantime this was overcome, and the FAO was in fact trying to put up policy recommendations also globally to ensure that these value chains continue to function. Related to Moldova, FAO provided support already from the beginning. And related to the second point, it's certainly very important in order to monitor the situation of the food production and monitor also the food, the situation with the food supply. And so FAO has put up, not just in Moldova, but in 14 countries of the region, a monitoring system to assess on a weekly basis what are the negative effects on the food supply chains. And so FAO was also assisting institutions in doing this monitoring of the food supply chains. And we have also adjusted our projects, which are funded and implemented by FAO in order to meet the country needs in mitigating the consequences of the crisis in the agriculture sector. In Moldova, also in addition, we have extended a campaign for mobilizing new resources together with the Moldovan government and with the other UN organizations. For us, it's certainly quite important still to analyze the situation, because the full negative implications of the economic crisis on the food security is still not entirely clear. And we have also learned over the last 3 to 4 months that in fact the food sector and the agriculture is more resilient than some people probably also thought about. Is a project which is funded from the Global Environmental Facility, so from the GEF allocation, which has been given to Moldova for, and it's an allocation which is made available to many countries in order to support also greenhouse gas emissions reduction, but of course also strengthening the environment. And the specific project now for Moldova is working in the area of preventing land degradation, so soil erosion, wind erosion. These are areas which are quite important. So the project should achieve that land degradation neutrality, which means by still using the soil, not depleting in fact the quality of the soil and exploiting in fact the quality of the soil through so-called environmental friendly or climate smart agriculture technologies. So this means that cultivation technology is being adjusted and there is training being done, because it's really important to facilitate in this case also a more sustainable agriculture production. Related to the crisis, we have learned from the crisis also that countries who are dependent also on imports of food require probably to strengthen the local production. And
in that context, the project with supporting also the reduction of land degradation is a direct contribution in order to make the Moldovan agriculture more resilient, to make it probably also stronger, to increase also the competitiveness of the agriculture, because the crisis showed that a resilient agriculture is important, and that the countries really have a competitive agriculture sector where farmers are able to respond to the problems related also to trade and market. And the basis for agricultural production is land. And if land has a problem, then of course the resilience of the sector is less strong as it would be with a very diverse and a resilient structure. First, we always have to emphasize that the COVID-19 is a health crisis. The countries are supported by the UN system in order to fight against this pandemic. So this certainly implies that the attention from the beginning had been given to the most vulnerable part of the population to ensure that the economic impact is not severing also the situation. In contrast to the expectation, the food supply was certainly very much, maintained. But we have seen now also over time that, for example, we have in Western European countries suddenly problem of workers are not being able to go to the field. Western European countries have quite a lot of seasonal workers from countries like Romania, Moldova, Poland. Due to the lockdown, they were not able to harvest. And this created certainly not immediately food security crisis, but of course it contributed to a potential loss of the food, because you could not harvest this. And this might be certainly an issue if the lockdown and if restrictions of movements are not going to be lifted towards now the harvesting period in August, September, then this can be also can be very, very problematic. The other issue is what we have also seen, which has an implication on food production, is the health measures in factories. So social distancing, for example, in meat factories is an issue and is quite important. And we have also seen that some countries or some factories had to be closed because there was an outbreak of the COVID inside of the workers because of the lack of the social distancing. So this is something where new measures, new policies would need to be taken, put in place in order to ensure that there is adequate distance amongst the workers and there is no danger of shutting down meat factories. Because if this is happening in a larger context, then of course it has implications on the supply. I mean, the food security overall in Europe and Central Asia, I would say, is not at risk. But of course, with the economic crisis, with returning seasonal workers, for example, also to Moldova, who may have lost their jobs, may have lost their income, then there could be certainly a problem in order to access the food. What we are doing from an FAO point of view, we are still continuously monitoring also the situation. As I mentioned also before, the monthly, the weekly survey we are also doing in Moldova. And what it shows more and more, the biggest problem which is going to come up is access to finance. So farmers, traders and processors will have the longer also the economic crisis is going, problems to have access to the farmers.
The other issue, what we are also doing is we are continuing dialoguing with the governments and with the countries in the region to really have an effective and efficient response to the COVID-related issues. And from Moldova, for example, the authorities shall use the existing opportunities of the free trade with the EU and the CIS countries in order to ensure also the supply with the agri-food products. On the other hand, bigger support is particular from FAO point of view given to smallholder farms who suffered significantly from the COVID outbreak because there is lacking of maybe inputs. And there is, for example, also resources, financial resources for the upcoming agriculture season. And further attention and further advocacy in this context has to be given together with the other UN agencies in Moldova. We are certainly also working on a so-called UN response plan within the framework of the UN Secretary General's plan for action in order to fight the COVID crisis. Așadar, susținerea agriculturii inteligente, crearea strategiilor eficiente de securitate alimentară trebuie să fie puncte strategice pentru Republica Moldova. Continuăm discuția cu domnul Tudor Robu, adjunct reprezentantul FAO în Republica Moldova. Domnul Robu, bună seara! Bună seara! Domnul Robu, de la 3 luni distanță de la declanșarea pandemiei, organizațiile internaționale vorbesc despre riscuri asupra securității alimentare. Chiar ieri, secretarul general ONU a avertizat, a reiterat faptul că ar putea exista pericolul unei crize alimentare mondiale. Care dintre aceste pericole, riscuri de insecuritate alimentară sunt raportate și Republicii Moldova? Așa este. Sunt consecințe negative a crizei provocate de COVID-19 în economia națională, inclusiv în sectorul agricol și alimentație. Noi vorbim deja despre niște consecințe vizibile, chiar în ce ține de posibilitățile agricultorilor de a continua activitatea lor, ce ține de accesul la diferite resurse, inclusiv financiare, pentru a continua și a produce. De asemenea, vorbim de niște consecințe negative asupra lanțului alimentar și anume despre posibilitatea consumatorilor de a avea acces la niște produse calitative și la un preț de asemenea accesibil. Noi credem că impactul crizei COVID-19 asupra sectorului vor fi mai vizibile pe parcursul următoarelor luni, dat fiind faptul că vom avea și un anumit impact asupra economiei naționale. Aceasta se va reflecta în primul rând, asupra nivelului de trai și de venit a agricultorilor, de fapt cei care produc acele produse. Cu referire la resurse și cu referire la luarea unor decizii de către state consolidate în comun, chiar în debutul acestei emisiuni am urmărit interviul domnului Iele și el menționa despre acest program, proiect de asistență tehnică oferit Republicii Moldova. Care este scopul acestui proiect pe termen lung și ce resurse, ce instrumente ne oferă să depășim această criză? Deci, FAO în Republica Moldova are un număr mare de proiecte în domeniul agriculturii și a protecției mediului. Despre proiectul despre care a vorbit domnul Iele se referă la un proiect finanțat de Facilitatea Globală de Mediu și ține de prevenirea degradării solurilor. Acest proiect are o legătură indirectă, să zic eu, cu provocările actualei crize, dar ține în mare parte de producerea agricolă durabilă și managementul durabil a resurselor naturale. Ține de asemenea de o producție
de calitate înaltă a alimentelor. Și deci prin intermediul acestui proiect noi vom încerca să introducem în Republica Moldova și să dezvoltăm practicile prietenoase mediului în agricultură. De asemenea, anumite tehnologii care vor fi eficiente și vom încerca să asigurăm o producere durabilă. Bineînțeles că multe din obiectivele proiectului vor fi direcționate spre adaptarea la consecințele actuale ale crizei COVID-19 și ne vom strădui să venim în întâmpinarea producătorilor agricoli, în special a fermierilor mici și mijlocii. Pe lângă programul pe care l-ați menționat și de care a vorbit domnul Iele, FAO în Republica Moldova implementează și alte proiecte, din câte v-am spus. În principal, noi încercăm împreună cu Guvernul și Ministerul Agriculturii, în particular, să susținem efortul și să susținem efortul producătorilor mici în a avea un nivel de trai adecvat și în a putea produce cât mai bine. Pentru că vorbim despre antreprenori, inclusiv și în această mențiune pe care a făcut-o domnul Antonio Gutierrez, secretarul general ONU, el s-a referit și la necesitatea de a avea o specială protecție pentru lucrătorii din sistemul alimentar. Aici vorbim despre antreprenorii din sectorul agricol inclusiv, care se confruntă cu dificultăți. Domnul Robu, care ar trebui să fie sprijinul pentru producătorii agricoli și pentru muncitorii din acest sector ca să fie asigurată capacitatea necesară de producție? În primul rând, statul trebuie să asigure cu resurse financiare necesare și de asemenea cu inputuri acei producători agricoli care sunt producătorii agricoli. În al doilea rând, trebuie să asigure cu mijloace de protecție împotriva acestei pandemii lucrătorii și producătorii agricoli. Noi cunoaștem foarte bine situația din Republica Moldova atunci când mulți dintre lucrători sunt sezonieri și lucrează pentru o perioadă particulară, concretă de timp, ei au nevoie de acele echipamente de protecție pentru a desfășura lucru în câmp. De aceea, statul împreună cu partenerii de dezvoltare trebuie să se gândească cum să asigure acele mijloace de protecție. Și cum am spus anterior, trebuie să asigure, să acorde producătorilor agricoli resursele financiare necesare pentru a investi în sectorul agricol. De asemenea, o altă necesitate este asigurarea accesului la piață pentru produsele agricole, atât la piața internă, să facem o piață, să creștem accesul producătorilor agricoli la piața internă, și de asemenea să stimulăm exportul de produse agroalimentare. Aceasta ne va permite să menținem un oarecare nivel de dezvoltare și să aplanăm cumva consecințele negative ale actualei crize. Cu referire, domnul Robu, la schimburile comerciale, care, cum ați menționat și dumneavoastră, sunt esențiale inclusiv în această perioadă, dar și mai mult pentru a crește, pentru a asigura consolidarea sistemului agroindustrial. Cum credeți că poate fi evitată această întrerupere a lanțurilor de distribuție, despre care menționează și organizațiile internaționale, să fie asigurată în condiții de securitate medicală, în primul rând? Așa este. În acest sens, Republica Moldova se află într-o poziție favorabilă, pentru că, din câte cunoașteți, noi avem regim de comerț liber atât cu Uniunea Europeană, cât și cu statele CSI. Respectiv, noi avem oportunitatea de a crește exporturile produselor agroalimentare pe acele piețe, cu condiția de a păstra acei parteneri externi în care noi putem exporta. Pentru aceasta trebuie să producătorii și exportatorii să aibă o susținere din partea partenerilor de dezvoltare și din partea statului pentru menținerea acestor contacte și parteneriate. De asemenea, la nivel regional, organizațiile internaționale, cum este FAO, cum este OMC, insistă asupra
insist asupra continuării relațiilor comerciale dintre țări neîntrerupte și livrării materialelor necesare, inclusiv celor de protecție, între schimburile interstatale. Noi am atenționat întreruperile la nivel comercial între state. Aceasta, bineînțeles, a afectat și regiunea noastră, în principal prin deciziile unor state de a stopa exporturile produselor de cereale. Într-un final, noi încercăm să asigurăm faptul că Republica Moldova are un stoc suficient de cereale și, de asemenea, menține oarecare nivel de relațiilor comerciale cu partenerii externi pentru a diminua la maxim posibil riscurile unei crize sau unei insecurități alimentare în regiune. Domnul Robu, de asemenea, practic vorbim despre vă întreb, ar fi posibilă o reorientare a agriculturii sustenabile în această perioadă? Ne referim inclusiv și la acest suport FAO, dar și la alte instrumente pe care le oferă și încearcă să le ofere organizațiile internaționale către statele lumii, inclusiv Republicii Moldova, agriculturilor, pentru a deveni mai sustenabile în această perioadă. Reorientarea este necesară, pentru că noi vorbim actualmente despre o schimbare de viziune de la schimb fizic de mărfuri la o trecere la platformele digitale, spre exemplu. Deci platformele online de comercializare și distribuție joacă un rol foarte mare în această perioadă de timp. Deci Republica Moldova trebuie să pună accent pe dezvoltarea digitalizării și, de asemenea, creării acestor oportunități online de distribuție a produselor agroalimentare. De asemenea, ne reorientăm asupra unei produceri sustenabile, unei creșteri a producției locale și creșterea exporturilor. Aceasta ar trebui să fie politicile actuale de reorientare și de schimbare în domeniul agriculturii și alimentației. Dar să nu uităm de asemenea și despre necesitatea menținerii lanțurilor alimentare, despre necesitatea menținerii asigurării cu produsele alimentare necesare la un preț accesibil pentru toată populația țării. Domnul Robu, mulțumim pentru interviu. Într-adevăr, urmează să urmărim cum vor evolua, de fapt, și prețurile și felul în care agricultorii vor încerca să riposteze acestei crize, care, da, într-adevăr, a afectat și industria alimentară. Dar ne-a reamintit cât de importantă este inclusiv acest sector pentru dezvoltarea în continuare. Vă mulțumim, o seară frumoasă! Și eu vă mulțumesc, mai bine! Toate bune! Pentru că s-a făcut referire inclusiv și la prețuri, familiile își pierd venitul, ceea ce îngreunează accesul la produse alimentare. Este o problemă observată la nivel mondial. Astfel, prioritate pentru guvernele lumii este să creeze sisteme alimentare, să asigure schimburile comerciale și să facă față provocărilor anului agricol 2020. Despre situația din Republica Moldova discutăm în continuare cu ministrul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, domnul Ion Perju. Bună seara, domn ministru! Bună seara! Domn ministru, la 3 luni distanță de la declanșarea pandemiei am discutat despre securitatea alimentară nu o singură dată. Totuși, suntem la etapa în care au fost anulate mai multe restricții, au fost reluate inclusiv și lucrările agricole. Ce perspective aduce inclusiv aceste noutăți pentru domeniul industriei alimentare? Bine, practic, lucrările agricole nici nu au fost stopate. În ciuda pandemiei pe care am avut-o și încă o avem în continuare, lucrările agricole nu au fost stopate, activitățile industriei alimentare nu au fost stopate, da, au fost careva restricții, în special pentru menținerea acelei distanțe sociale, cum o numim noi, pentru întreprinderea altor măsuri de igienizare, de utilizare a tuturor dezinfectanților, mănuși, măști și așa mai departe.
Au fost unele situații mai dificile, însă activitățile agricole și industriei alimentare au continuat. Totuși, da, întrucât am auzit discuțiile care au avut loc în această emisiune, a fost într-o măsură oarecare afectată piața, cu siguranță că a fost afectată piața. Cunoașteți situațiile care au fost în țară, pentru că au fost închise piețele agroalimentare. Ele au fost redeschise, însă iarăși, cu anumite condiții, și ați observat probabil și declarațiile prim-ministrului chiar de săptămâna trecută, că în situația în care nu vor fi luate măsurile necesare, ele ar putea fi închise, pentru că, până la urmă, pe prim plan trebuie pusă sănătatea oamenilor. Da, într-adevăr, cum ați menționat și dumneavoastră, sănătatea este prioritatea întâi în acest sens. Domnul ministru, organizațiile internaționale vorbesc despre riscuri de securitate alimentară, amplificate de secetă, amplificate de pandemie. Cât de asigurați suntem la capitolul stocuri de alimente pentru perioada post-criză și dacă există probabilitatea să fie interzis exportul anumitor produse? Vreau să reamintesc ceea ce am menționat eu la, cred că ultima discuție care am avut-o cu dumneavoastră, că da, țările își redefinesc, de fapt, viziunile ce ține de asigurarea securității alimentare în țară. Pentru că țările trebuie să fie, în special țările agrare, trebuie să fie în stare să-și asigure populația cu strictul necesar de produse alimentare. Noi nu avem o problemă la acest capitol. Republica Moldova, chiar și în ciuda secetei pe care am avut-o, spun că am avut-o, da, sunt consecințe, dar deja trecem de perioada de criză. Republica Moldova este și va fi asigurată cu produse agroalimentare. Chiar și ieri am avut o ședință cu domnul prim-ministru, cu reprezentanții societății științifice, pe de o parte, și pe partea cealaltă cu reprezentanții producătorilor agricoli, a celor mai mari asociații și producători individuali care se ocupă de producerea cerealelor, care stă și la baza asigurării securității alimentare a țării. Vreau să aduc doar câteva date. Pentru anul agricol 2019-2020 au fost însămânțate cu culturi de toamnă 415.000 de hectare, iar seceta și înghețurile de primăvară, pentru că și aceasta este un efect al schimbărilor climatice, au afectat peste 215.000 de hectare. Iarăși este destul de pestris pe întreg teritoriul țării. În partea de nord au fost afectate în jur de 25%, partea de sud de 60-80%. Avem și suprafețe care au fost reînsămânțate din cauza secetei, în jur de 19.000 de hectare, inclusiv 10.000 de hectare de grâu de toamnă. Au fost reînsămânțate chiar și unele culturi de a doua grupă de culturi de primăvară, însă cota culturilor care au fost sau suprafețelor care au fost reînsămânțate este neînsemnată la suprafața totală. Dacă inițial, cu o lună în urmă, când am avut același format de discuții împreună cu premierul și producătorii agricoli, eram mai pesimiști, ploile pe care le-am avut în ultima perioadă de timp ne-au făcut să avem prognoze mai optimiste. Dacă țara are nevoie minim de un 350.000 de tone de cereale, spre exemplu, inclusiv 90.000 de tone de grâu pentru semințe, apoi anul ăsta o să avem în jur de 600.000 de tone și este o prognoză destul de reală. Totuși să nu uităm că trebuie să venim cu cifrele reale după ce le avem produsele strânse în ambare sau în elevatoarele pentru cerealiere. Ploile pe care le-am avut în ultima perioadă, într-adevăr, am îmbunătățit situația. În cea mai mare parte, culturile și-au revenit, totuși nu în măsura în care așteptam, pentru că, până la urmă, sunt procesele biologice care nu îți permit să schimbi lucrurile chiar peste noapte. Au fost raioane care au fost cele mai afectate în partea de sud,
sud-est, în special Ștefan Vodă, Taraclia, Basarabeasca. Și chiar dacă în Ștefan Vodă, spre exemplu, au căzut cea mai mare parte din precipitații, au avut parte de, dacă în mediu pe țară au fost de 60-80 mm, apoi Ștefan Vodă a beneficiat de 111 mm în această perioadă de timp, oricum încă rămâne o zonă destul de afectată. Republica Moldova, încă o dată menționez, nu va fi afectată de o criză alimentară. Noi vom putea asigura securitatea alimentară a țării, chiar dacă această pandemie, într-o măsură oarecare, a afectat relațiile comerciale inițial, după care ele și-au revenit la normalitate, relațiile de import-export au decurs în normalitatea lor, totuși pe alocuri, cererea și oferta sau dorințele oamenilor pentru anumite mărfuri, anumite produse s-a schimbat în această perioadă, inclusiv și la unele produse alimentare. Dacă se vorbesc de producția vinicolă, da, ea a fost afectată pentru că pe primul plan au ajuns alte produse de prima necesitate, iar producția vinicolă a rămas pe alte teșghele, să spunem așa, dorințelor consumatorilor. S-au pierdut din realizările acestei producții în jur de 15-20% în lunile martie-aprilie, iar iarăși evaluările vor fi făcute și mai târziu, să vedem cât s-a pierdut. Reluarea activităților economice, reluarea activităților Horeca, cred că va îmbunătăți situația în această privință. Domnul ministru, cu referire la reluarea activităților economice, inclusiv ne referim la aceste întreprinderi agroindustriale, se vorbește mult despre posibilitatea unui al doilea val al pandemiei în toamnă. Dacă vorbim de perspective, sunt eforturi inclusiv și pentru un asemenea scenariu de reluare și de permiterea relansării activităților economice a acestor întreprinderi? Eu cred că dacă vom noi trecem cu brio această perioadă pandemică și cred că deja atitudinea oamenilor, atitudinea cetățenilor față de această pandemie, maladie, cum s-o numim, cred că va da posibilitatea ca să o trecem mai ușor deja printr-o altă etapă, dacă va fi acest al doilea val, să sperăm că nu vom trece prin el. Dar eu cred că și agenții economici și cetățenii deja sunt pregătiți pentru așa ceva. Sunt eforturi în special și pentru lucrătorii din sistemul alimentar? Sunt anumite măsuri în ceea ce privește și vizează și antreprenorii din agricultură? Nu. Din agricultura primară, după cum am menționat și anterior, agricultura primară nu a fost afectată în acea măsură cum au fost afectate alte activități economice. Mă refer aici la producerea propriu-zisă. Chiar și întreprinderile din industria alimentară au luat măsurile necesare, însă nu au fost perturbate activitățile de producere. Agricultura, încă o dată, sau sectorul agroalimentar a fost afectat mai mult din punct de vedere al pieței și al realizării produselor. Dar deja cunoaștem acele măsuri care trebuie să fie întreprinse pentru a preîntâmpina efectele negative. Deci suntem pregătiți dacă va fi acest al doilea val. Domnul ministru, și la final vă întrebăm ce presupune o decizie coordonată pentru a evita o eventuală criză alimentară. Este o recomandare ONU pe care o recomandează practic guvernelor statelor lumii. La ce recomandare vă referiți acum? Ne referim la cele recomandări inclusiv de ieri al secretarului general ONU, care vine cu intenția de a recomanda țărilor să ia decizii coordonate în ceea ce privește depășirea acestei crize. Decizii coordonate reprezintă cooperare pe acest domeniu, în ceea ce privește menținerea lanțurilor alimentare sau cum este realitatea? În realitate, noi personal suntem în directă discuții directe, de fapt, cu reprezentanții organizației
pentru alimentație și agricultură, cunoscută FAO. Personal am avut discuții directe cu Raimond, care este directorul de țară pentru Moldova, dar permanent suntem alături cu domnul Tudor Robu, care este reprezentant FAO aici în Republica Moldova. Cunoaștem de aceste coordonări și cunoaștem că organizația FAO își sau retrăiește pentru acele crize alimentare care pot avea loc la nivel mondial. Ceea ce ne-a afectat până în prezent sectorul agroalimentar, cred că mai mare a fost criza din cauza secetei decât din cauza pandemiei care s-a năpustit, dar iarăși ambele părți negative, să spunem așa, sunt trecute cu briu, cred că, de Republica Moldova. Să sperăm, într-adevăr, mai ales că am avut și ploi și am avut condiții meteorologice favorabile în raport cu alte state. Domnul ministru, vă mulțumim pentru interviu. O seară frumoasă să aveți. O seară bună. Toate bune. Într-adevăr, seceta din acest an lovește dur și agricultura din România inclusiv. Lipsa precipitațiilor a cauzat pierderi chiar și de 60% pentru fermierii români, deja încercați de criza provocată de pandemie. Ministerul de la București a inițiat un set de măsuri de sprijinire a fermierilor păgubiți. Să urmărim. Dimensiunea pagubelor produse de secetă. La această oră avem centralizate procese verbale de constatare întocmite de către comisiile de evaluare pe o suprafață totală de 1,3 milioane hectare. Din cele 2,9 milioane hectare care au fost însămânțate în toamnă. Județele cele mai calamitate din acest punct de vedere sunt Constanța cu 329.000 de hectare, Tulcea cu 122.000 de hectare, Botoșani cu 105.000 de hectare, Ialomița 103.000 de hectare, Timiș 75.000 de hectare și Buzău cu 69.000 de hectare. Banii pentru despăgubiri să ajungă în mod corect, în mod onest, la cei care au suferit aceste pagube, iar modalitatea de despăgubire să fie cât mai obiectivă. Am pornit o stație de punere sub presiune și repompare, care nu a mai fost pornită din 2007 la Sultana, având posibilitatea să se irige pe încă 20.000 de hectare. De asemenea, la Făurei s-au terminat reparațiile la acea stație, deși nu erau prinse în programele și în contractele care veneau din urmă pentru a fi reabilitate. Dacă o reușim să o pornim, și speranța noastră că acest lucru se va întâmpla curând, vom mai avea posibilitatea să irigăm încă 40.000 de hectare. Continuăm discuția despre măsurile întreprinse de guvernul de la București pentru a redresa consecințele crizei de COVID-19 în agricultură. Alături de noi este prin telefon domnul Alexandru Stănescu, deputat, președinte Comisiei Agricultură din Parlamentul României. Bună seara, domnul Stănescu! Bună seara! Mulțumesc pentru invitație! Domnul Stănescu, cât de mult a lovit criza COVID-19, dar și seceta, agricultura din România? Da, spuneam și data trecută, pentru agricultura românească, seceta a lovit mai mult decât criza COVID, dar și criza COVID a produs câteva lucruri legate de producătorii agricoli, pentru că nivelul crescut de importuri de produse agroalimentare cu valoare adăugată, corelat cu nivelul scăzut de a consuma produse românești, a creat o vulnerabilitate majoră a securității alimentare în România. Într-adevăr, România a luat câteva măsuri și am să încep aici cu câteva măsuri care sunt deja în vigoare. Prin legislația actuală, e vorba de subvenționarea dobânzilor la creditele acordate producătorilor români. De asemenea, prin legea prin care sperăm să fie ca acele despăgubiri legate de secetă să ajungă la fermierii români, am introdus un articol prin care supunem amânarea plăților ratelor la credite, leasing-uri și inputuri. Și
De asemenea, mai sunt câteva măsuri, ținând cont și de măsura de recomandare europeană de depozitare privată a produselor lactate, un lapte, praf, carne de bovină, distilarea vinului. Și de asemenea sunt câteva orientări în ceea ce privește la desfășurare a asigurării securității alimentare, și am să mă refer aici la orientarea investițiilor din programul de dezvoltare rurală către structuri locale, regionale, care să asigure aprovizionarea pieței direct de la producători cu produse conforme și la cele mai înalte standarde. Spun asta pentru că în România este o problemă legată de producătorul, și când mă refer la producător, mă refer la producătorul mic și consumator, acel hipermarket care este la mijloc. De multe ori producătorul mic nu reușește să ajungă în hipermarketul și de aceea trebuie dată o mare atenție acestei chestiuni. O altă problemă legată de producătorul român este de fapt prin legislația în vigoare. Noi am modificat și o lege, legea cooperativelor agricole, și eu sper că cât de curând producătorii agricoli din România, și din nou revin, mă refer la producătorii mici, să fie grupați în aceste cooperative, pentru că prin legea 566 am dat și niște facilități, dar nu neapărat trebuie să bazeze pe aceste facilități, cât să se bazeze pe relația lor cu comerțul modern, și când zic comerț modern, mă refer la hipermarketuri. Domnul Stănescu, în această perioadă, statele lumii, organizațiile internaționale pun foarte mult accent pe menținerea lanțurilor comerciale. La ce etapă sunt la moment relațiile comerciale ale României în contextul în care deja au fost relaxate mai multe restricții? Vorbim de relația comercială producător-consumator? Exact. Da. Vă spuneam, pentru societățile mai mari sau, eu știu, fermierii mai mari, problemele sunt mai ușor de rezolvat, pentru că relația între hipermarket și producători este mai ușor de realizat. Problema cea mai mare este pentru producătorul mic. Acum vreau să vă spun că noi în România am avut o lege și a fost chiar o discuție națională de modificarea acelei legi. Este vorba de o lege prin care impuneam hipermarketurilor să dețină în galantare 51% produse românești. A fost o lege pe care Comisia Europeană la care Comisia Europeană ne-a făcut o atenționare de infringement și a trebuit să o modificăm. Am avut multe dispute din partea producătorilor români și pe bună dreptate că am modificat această lege, dar le-am explicat că în continuare există o directivă, directiva 633, directiva practicile neloiale, și vom încerca să ajutăm producătorul român să ajungă în hipermarketuri. Dar eu am spus-o de multe ori, trebuie să găsim și soluții practice, nu neapărat prin impunere, să stăm la masă producătorii și reprezentanții hipermarketului, să scoatem lucrurile care nu favorizează produsul românesc în raft. Domnul Stănescu, dar cum sunt relațiile comerciale dintre state din domeniul agricol? România, Republica Moldova, România, alte state europene? În această perioadă s-a încercat și România a încercat la un moment dat să oprească exportul de cereale, pentru că, eu știu, să nu ne prindă criza, dar și noi ne-am opus acestui lucru și a fost foarte repede reorientat, pentru că nu e corect să oprești aceste migrații sau mișcări de produse alimentare dintr-o parte în alta, dintr-un stat în altul. Deci relațiile sunt corecte și normale. Domnul Stănescu, vă mulțumim pentru dialog. O seară frumoasă să aveți și toate bune. Și eu vă mulțumesc. O seară bună. Numai bine. Reiterând ceea ce au spus invitații noștri, criza a arătat că agricultura și sectorul alimentar sunt foarte importante. Sunt necesare investiții și eforturi în tehnologii inteligente, politici de protecție pentru sectorul agroindustrial și consolidarea acestui domeniu. Vom depăși criza împreună. O seară frumoasă să aveți. Toate bune!